De mai multe ori, Angi Șerban m-a rugat să o duc la diferite întâlniri. Am vrut să o duc cu mașina personală, dar a insistat să luăm o mașină care ar aparține unui membru rezist și este dată spre folosință membrilor rezist. Mașina este un BMW seria 3 de culoare albastră din anul 2016, care are numărul de matriculare B57KVI. Când am mers prima dată cu Angi Șerban, am întrebat-o dacă mașina are toate documentele valabile. Mi-a răspuns că da și că acestea se află în torpedoul mașinii. La una dintre opriri am văzut alunul pe care scria numărul mașinii, marca și modelul și era înregistrată pe o persoană fizică. Acest nume nu mi-l amintesc. Mașina avea montate suplimentar camere de filmat în interior, la oglinda retrovizoare și pe luneta din spate, în stânga și dreapta. Totodată pe oglinzile din exteriorul mașinii aflându-se camere. Această mașină era folosită pentru a strânge bani de la diferite persoane fizice din țară. Întrebându-o pe Angi Șerban dacă nu este periculos ca mașina să aibă atâtea echipamente montate pe ea, aceasta mi-a răspuns că tot ce trebuie să facă este să fac eu este să conduc cu viteză, pentru că în baza de date a poliției numărul de înmatriculare figurează pe o Dacie. Am fost cu această mașină la Pitești, unde ne-am întâlnit cu un bărbat de aproximativ 25-30 de ani, în alt subțire, care susținea vehement că are o problemă cu Liviu Dragnea și care a mânat lui Angi Șerban un pic cu bani. Acesta a coborât dintr-o mașină Audi de culoare neagră cu numărul de matriculare B202MPA. De două ori am fost cu Andy Șerban cu această mașină BMW la Râmnicu Vâlcea, la hotelul Posada, unde m-a intrat singură, a stat aproximativ 20-30 de minute, iar de fiecare dată când a ieșit avea în mână un plic.